Nu, zici, eu oricum în vlogurile mele am avut dăți în care am zis că iar vorbesc ca o actriță, ca actorii, vorbesc totul despre ei, eu. Mă uit la storiile de acum 2 ani și mi se pare că, mamă, de ce vorbeai așa, Loredana, că nu erai la Oscaruri. Eu sunt mulțumită și dacă un om pe săptămână și se întâmplă asta, îmi scrie, citez mai mult datorită ție, sunt super fericită. Bună ziua, bună seara, bună dimineața, în funcție de momentul în care ați ales să dați play acestui episod de Stage Podcast. Și de data asta o am alături de mine pe actrița Loredana Dascălu. Salut, Lore, bine ai venit aici la noi. Bine v-am găsit, în sfârșit. Bună, mama. Cum ești? Bine. Odihnită. Odihnită. Asta e bine. E rar. Rar auzi asta rar, în ziua de azi, să știi, chiar. E rar. Chiar, eu sunt genul care mă plâng atunci când stau prea mult. Uh-huh. Și acum am stat suficient, adică te-ai refăcut toate, din toate punctele. Dar e nevoie și de perioade din astea, da. Cred. Păi când lucrez prea mult mă plâng. Stai un pic, îmi trebuie o pauză, adică vreau să... Nici cum nu-i bine. La noi mi se pare că e foarte ciudat. Știi, ori sunt perioade în care lucrezi foarte mult și atunci e prea mult și ești în extrema aia, ori sunt perioade în care n-ai nimic de făcut și e din nou foarte... Aia e enervant. Ai enervat, că tot timpul se întâmplă, dacă ți apare ceva, mai apară încă 3-4 deodată în același timp. Da. Și ești așa, dar nu se poate așa, pe rând, ușor, să le luăm ușor, că așa le face mai bine. Pe tine publicul nu te știe doar de pe scena Teatrului Național, te știe și de pe Instagram. Sper. Ești, cum îi zice, bookstagrammer, bine zic. Bookstagrammer, așa. Da, și booktuber. Și booktuber, cu canalul Ascult și Citesc, care a început, dacă știu eu bine, undeva prin pandemie, chiar atunci. Da, cumva îl pornisem înainte de pandemie, dar nu îl promovasem, am zis că hai să postăm câteva, am început cu audiobooks. Da. Și în pandemie, la un moment dat, am avut de la teatru de făcut un video, la un moment dat am zis, băi, s-ar putea să mă pricep la vlogging, nu știu de ce îmi suna mie așa, adică parcă așa vorbesc, ca la știri un pic. Da, atunci da. Am zis, hai să încep să fac și vloguri. Deși nu mi-a plăcut, adică nu mi-a plăcut ideea, n-am avut încredere deloc, am zis, dar ce să fac eu vloguri despre cărți, că și așa citesc foarte puțin români, adică, și până la urmă m-am gândit, bă, dar fix asta e ideea, adică dacă tot citesc puțin, hai să încerc să-i fac să citească într-un fel sau altul. Acum, dacă mi-iese bine, dacă nu mi-iese, n-am nimic de pierdut, doar un pic de experiență cu camera. Da, și clar. Atunci, a fost super ok. Și, surprinzător, a crescut, nu m-am așteptat. A crescut foarte tare, chiar ieri m-am uitat, ai foarte 12.000? Pe Instagram am aproape 13.000 de urmăritori și pe YouTube 23.000, cred. Deci e... Da, e super. E ok, da? Se poate și mai bine. Mi se pare sunt perioade că... când crește mai mult, după aia stagnează, da. Am observat asta, chiar mă uitam la niște videouri despre domeniul ăsta al online-ului și sunt luni în care e super sus și luni în care e super, și cumva e foarte fluctuantă toată treaba asta. Dar oare de unde vine? Eu cred că, din ce am observat la mine, mi se pare, de exemplu, că vara, cum lumea face alte lucruri, stă pe afară, nu mai stă atât de mult să se uite pe YouTube sau să stea în casă. Și atunci, cred că depinde de anotimp, cumva, sau de, nu știu, perioadele de concediu, de habar n-am. Nu știu, e foarte ciudat. Nu-ți dai seama despre niciun algoritm, nici al YouTube-ului exact, nici al Instagram-ului. E haotic, așa mi se pare mie. Mie mi se pare că ai și nimerit o nișă a online-ului care nu e atât de acoperită. Da. Adică nu te-ai dus pe zona asta de fashion, de exemplu, care este super plină. De asta m-am și băgat în asta. Am zis, m-am uitat, am văzut cum e piața, zic, hai că e loc. Da. Dacă era prea saturată, n-aveam. Mai ales la noi în țară. La noi, da, pentru că tot mai zice lumea, de ce nu faci măcar subtitrări în engleză? Că, evident, dacă vorbesc în engleză, am un accent urât. Și am zis, băi, aș putea, dar e plină piața în engleză. Da, deci este, e full, chiar nu? Este. Nu știu dacă mai are rost. Chiar este și cumva cred că e și mai concret să te direcționezi clar înspre, adică e clar spre publicul de la noi și spre încurajarea asta către a citi. Asta am încercat, da. Și crezi că ai reușit? Crezi că citește un pic mai multă lume? Băi, din mesajele pe care le primesc, da. Eu sunt mulțumită și dacă un om pe săptămână și se întâmplă asta, îmi scrie, citesc mai mult datorită ție, sunt super fericită, adică n-am crezut că o să se întâmple asta, mi se pare chiar incredibil că poți convinge pe cineva doar așa, nu știu, mi-am pus telefonul acolo, m-am filmat, uite ce fain e cartea asta și lumea ce, hai să văd și eu dacă tot zice tipa aia nebună cu cărțile de pe YouTube. Cred că deschide o poftă, știi, e chestia asta de ce e online, cumva e cool. Probabil. Și deschide o poftă, că și mie, de exemplu, când mă uit la video și văd pe una făcând sport,
citești cu sportul, da? Și văd că arată super bine și că face sport și că face cu energie și așa, parcă altfel îmi vine să mă apuc și eu din antrenament. Da, știi? Da, și mie îmi deschide pofta. Și mie îmi place să mă uit la altele, uh-huh. Stories, de exemplu, mă uit, face sport, parcă aș vrea și eu acum, sigur, mi-e lene, n-am chef, dar parcă tot te face un pic să te ridici din pat. Cum ai timp de toate lor? De foarte mult timp am vrut să te întreb asta. Mie mi se pare că mai îmi și rămâne timp. Ce tare. Nu știu cum. Zine și nouă, care e secretul? Că vreau și eu. Am noroc cu perioadele în care sunt mai liberă, cum ziceai și tu la început. Când am, de exemplu, mult la teatru, da, e horror, într-un fel, dar fac chestiile astea din plăcere. Eu am început să le fac pentru că am vrut, inclusiv teatru, inclusiv YouTube-ul, eu îmi doresc să fac asta. Și atunci, dacă le faci cu drag, sigur, ai zile în care te enervează că trebuie să te trezești cu 2 ore mai devreme să apuci să faci și, nu știu, sport, că m-am apucat și de asta. Dar dacă știi că îți fac ție bine, la finalul zilei ești, măcar le-am făcut, sunt bine. Cumva, uite, de exemplu, știu că te întreba lumea, că te urmăresc pe Instagram normal și am văzut că lumea întreabă foarte des cât de repede citești sau cum reușești într-un timp atât de scurt să citești atât de mult. Și aș vrea să te întreb cam care e media așa de pagini pe zi. Nu, da, sunt super întrebată despre asta. Lumea are o obsesie cu rapiditatea. Vor să se întâmplă chestii repede. Inclusiv un cont de Instagram, de-abia și-l deschide cineva și spune, nu-mi șeruiești și mie că vreau să crezi. Zic, nu o să crește așa. Adică eu n-am crescut pentru că mi-au șeruit alții. Sigur, s-a întâmplat la un moment dat cineva cu mulți urmăritori, dar mi-au venit, nu știu, 600 de oameni de acolo. Dar oamenii trebuie să-ți rămână. Asta degeaba e. Vin și la un moment dat văd, nu-mi place ce postez, eu plec. Asta face diferența. Da, și nu știu dacă am cronometrat la un moment dat, citeam o pagină pe minut, dar depinde super mult de carte. Normal. De formatul paginii, de cum e scris, de cât de grea e cartea, că dacă e ceva complicat și stai să analizezi un cuvânt, ce înseamnă cuvântul ăla, mai citești odată paragraful. Mai citești mai ce a vrut să spun autorul. Dar, nu știu, am perioade și perioade. Nu pot să calculez. Am avut perioade în care am citit și 2 cărți într-o zi. Am avut perioade în care am citit o carte de 400 de pagini într-o zi. Am perioade în care citesc o carte pe lună. Da. Și atunci nu forțez cumva niciodată nimic, apropo de cum le gestionez pe toate ca timp, nici asta n-am forțat. Dacă nu am avut timp și chef și energie să fac, de exemplu, un anumit vlog sau o anumită postare, nu le-am făcut atunci, pentru că am zis că o să iasă prost. Dacă le fac așa că trebuie, nu o să-mi iasă cum trebuie. La fel și cu cărțile, nu citesc pentru că trebuie. Am inclusiv oameni care îmi spun asta. Da, tu citești obligată. Obligată de cine? Că nu stă nimeni să-mi pună tine, pistolul la tâmplă. Da, sau eu trebuie să am citesc. Am văzut că ai zis de asta, postez ceva pe YouTube. Nu, am. Stai liniștit și dacă nu citesc luna asta nimic, am din trecut despre ce să-ți vorbesc. Avea ce să... Da, nu. Așa că nu-mi dau seama, dar cumva încerc măcar o carte pe săptămână în ultimul timp, de exemplu, să citesc. E așa un... challenge. Deși, la ce mi-am propus eu anul ăsta, ar trebui să citești 6 cărți minim pe lună. Acum, dacă se întâmplă bine, dacă nu, aia e. Mi-am pus și eu niște targeturi dintre astea anul trecut și nu am reușit să le respect. Anul trecut nici eu, dar acum 2 ani, da, am reușit. Cât ai început? Deci, 3 ani. De 3 ani fac acum, în aprilie, fix 3 ani, da, uite, aniversare. Vezi, aniversăm cu podcastul. Da. Cum se îmbină online-ul cu offline-ul, adică mediul ăsta al Instagram-ului cu mediul teatral, mediul ăsta mai comercial cu mediul artistic, cumva? Mie mi se pare în ziua de azi esențial. Adică pentru un actor să nu fii prezent în online, așa-i? Păi dacă nu te promovezi tu, nu te promovează nimeni. Online-ul cred că are cea mai mare putere acum. Asta e clar. Cât de mult ne-am... E clar, adică nu... Cred eu, de exemplu, faci o reclamă. Da. Nu e atât de important ca online-ul. Da, așa-i. Că așa-i. Te promovezi în online și contează, cred eu, să ai oameni care te urmăresc, mai ales ca actor, pentru că cred eu că e posibil să ai un pic mai mult de spus decât alții. Da, și eu am observat că tu, pe Instagram, chiar dacă e focusat canalul pe citit, chem lumea la teatru, adică cumva... Prin asta dezvolți mai multe, nu doar citiți, sport, mi se pare teatru, normal. Te duci, adică, în toate direcțiile. Da, mi se pare normal să fac asta, în primul rând, pentru mine, să vină lumea să mă vadă, în al doilea rând, pentru că teatru și literatura merg mână în mână. Adică clar. De multe ori le spun, așa cum fac cu cărțile audio,
dacă n-ai timp suficient să citești, uite, asculți o carte audio în timp ce gătești, de exemplu, sau da, da, orice vrei tu să faci. La fel e și cu nu vrei să citești o piesă de teatru, păi vine, o să vezi și e mult deja mai ți s-a îmbunătățit simplu un pic mai mult cultura. Și altfel cred că și memorezi, știi, apropo de, eu țin minte când eram în liceu, nu știu cum era la tine, dar la mine preferam să ascult un teatru radiofonic sau să văd piesa montată decât să citesc uneori. Cumva mi se părea că rămânea mult mai imprimată, știi? Da, la mine așa e și acum, adică eu nu prea citesc acasă în timpul liber piese de teatru. Da, da, da. Că o fac cumva suficient la teatru și atunci mă concentrez pe romane, ficțiune. Hai să mergem un pic așa și în direcția asta a scenei. Care a fost o provocare foarte, foarte mare pentru tine, actoricește vorbind? Momentan am vreo trei pe care le simt eu așa puternice în sufletul meu. Prima e spectacolul meu de debut, un musical, Femeie în pragul unei crize de nervi, care, da, fiind și la debut și nu știam cum stă treaba cu teatru, la colegi noi, dar a fost și musical, cântă, dansează și fă și actorie în același timp. Cred că a fost un debut perfect, să zic așa, pentru că mie îmi plăceau toate astea. Eu când eram mică, pe toate ziceam, vreau să devin cântăreață, dansatoare și actriță. Și uite, spectacolul meu de debut, asta mi-a oferit și mi s-a părut super tare. Pe lângă asta mi-a plăcut rolul. Mie mi se pare foarte greu să fac comedie, deși într-un fel, cred eu, și mai îmi spun și alții, că sunt o fire comică așa în viața de zi cu zi. Dar când faci comedie, nu știu, lumea cu fața asta mea mă vede mai mult pe dramă, hai că mai bine plângi. Mai că serioasă așa. Da, 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 ai față rea și atunci așa e mai simplu. Așa ți se zice că ai față rea. Da, da, da. Castingurile la filme, de exemplu, le dau doar pentru personaje negative. Serios? Da, da, da. Când îi mai spun, mama, mă duc să dau un casting și mama îmi zice, personaj negativ? Și zice, da, iar, da, e ok. Dar îmi plac, nu-i problemă. Dar atunci am primit un rol de prostuță și a fost foarte fain. Adică e, cred eu că e, trebuie să fii un pic deștept ca să joci o proastă. Da, trebuie. Așa, așa. Asta, ca să fiu modestă. Și atunci mi s-a părut, da, cu toată combinația asta de cântat, dansat și actorie, un start bun, să zic, pentru mine în teatru, m-a ținut așa în formă. Da. Așa, pe urmă, Ivanov, Sasha. Apropo, bună, Sasha. Bună, Sasha. Da. Îmi plăcea și numele chiar, Sasha. A fost cumva o provocare pentru mine, în primul rând pentru că era prima dată când jucam cu colegii mei ăștia mari, de care știam din tinerețe și am avut o frică de, păi, stai un pic, o să mă mănânce de vie pe scenă, adică o să se vadă clar diferența, a fost în capul meu. Și atunci am tras de mine cumva, încercând să fiu cât de cât la același nivel cu ei. Și sper că m-am descurcat. Și cea de-a treia provocare, sigur, fiecare spectacol vine cu provocările ei. Asta clar, dar sunt unele care sunt... Dar sunt unele care îți fac ceva în plus, nu da, știu da, exact da, ce. Te cerți un pic cu ele. Da, da, da. Și nu e neapărat de a juca un rol principal, nu cred că, nu, nu, asta e neapărat important. Dar cel de-al treilea a fost Villa Dolorosa, care a fost făcut și în pandemie. Un spectacol la care la un moment dat m-am gândit, dar de ce mai, efectiv, nu știam de ce mai fac teatru. Îmi plăcea super mult, dar mi s-a părut atât de greu la un moment dat, nu știu, tot procesul prin care am trecut, încât mi-a venit să renunț la teatru. Adică am zis, bă, nici nu cred că-s bună, adică de ce mai fac asta? E spectacol foarte greu, oricum, adică greoi cumva, cu o anumită atmosferă care e clar că s-a creat într-un timp de repetiții în care nu vreau să știu ce a fost acolo. Adică oricum, și pe timp de pandemie, adică cu distanță între noi, încercam inițial să nu ne atingem, să nu... Da, 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 da. Asta mi se pare că era cel mai greu să faci, practic. Da, pentru că efectiv regizorul Cristi Popescu a venit la un moment dat să-mi dea o indicație și m-a atins așa pe umăr și am reacționat ca o nebună. Am zis, ce? După luni de zile în care nu am avut contact cu nimeni. Da, cumva era o distanță clară. Distanța era cuvântul, cred că, cel mai folosit și ideea dar principală. Așa am și construit spectacolul noi se vede, atunci cu se vede distanță. Și am povestit și cu Cristi despre asta, că e clar că e construit pe tema aia. Da, deci astea trei cumva au fost spectacole și sunt încă care mi-au rămas mie la suflet dragi așa și de care am fost mândră într-un fel. Pe care le-ai simțit dificile atunci, dar acum cred că atunci când te uiți în urmă, sunt un câștig. Au fost dificile, dar frumoase. Adică mie mi-au rămas în suflet pentru că nu mi-a plăcut doar rolul meu, mi-a plăcut spectacolul. Spectacolul, total. Adică asta e partea faină, că dacă îți place doar ce
faci tu, nu e un spectacol bun. Dar dacă tot spectacolul și toți colegii sunt ok și textul și regizorul, bla, bla, atunci eu cred că e mai important decât doar ce faci tu în spectacol. E întregul, cumva. Uh-huh. Pe la urmă, mie mi se pare că teatrul nu poate funcționa fără întreg. Adică, da, ai ideea asta lui Brooke, doar actorul și spectatorul, dar fără toate celelalte lucruri nu se poate crea lumea spectacolului. Uite, asta ziceam când am văzut nominalizarea la Villa Dolorosa, m-am bucurat pentru că, efectiv, eram toți implicați pentru cel mai bun spectacol, inclusiv tehnicul, toată lumea care lucrează la spectacolul ăla. Premiul ăla e teoretic pentru toți. Atunci, înseamnă că am creat o echipă foarte faină și eu ador spectacole în care echipa e bună. Ai emoții înainte să intri în scenă? Da, dar din păcate am spectacol la care s-au mai dus și îmi doresc. Adică sunt așa, hai, fă-ți cumva emoții, că trebuie să ai. Trebuie, că sunt faine. Adevărat că da, chiar sunt faine, dar îmi pare rău la spectacole la care nu am. Sigur, la orice premieră am, dar dacă joc mai mult timp spectacolul, încep să nu am atât de multe. Doar așa, eu intru acum am emoții, dar nu mai am atât de multe. Și îmi pare rău. Țin minte la Femei în pragul unei crize de nervi, unde intram prima oară în scenă cântând. Doamne, am avut impresia că nu o să pot să cânt, că am gâtul uscat, o beam apă, după aia zic, stai că dacă beau apă mă duc la baie, era un haos de alea, zic, cum să intri pe scenă prima oară în viața ta și să cânti? Zic, cred că am avut cele mai mari emoții la spectacolul ăla. Le-aș mai dori, cred. Așa, dar... Cred că e normal cumva la un moment dat. Cred că mintea noastră și noi ca oameni învățăm să controlăm și să gestionăm emoțiile un pic altfel și nu mai ai cum să le simți ca și, ca și la început, știi? Dar sunt faine, sunt emoții faine. Sunt faine și am intrat și eu de vreo 2 sau 3 ori în scenă fără emoții și eram disperată, că mi se părea că ceva nu e în regulă. Adică atunci când am emoții sunt disperată că de ce le am și îmi doresc să fi lucrat în bancă, să nu mai existe experiența asta, dar în momentul în care nu le aveam, ca și cum... Ele te ajută și ca și cum nu ai ceva din ce faci tu ca actor, știi? Eu așa simțeam. Cam așa e, da. La ce ai emoții încă? La Villa Dolorosa. Clar. E clar. Am, inclusiv că am avut spectacol aseară, mi-am dat seama în timp, înainte să încep eu să zic ceva, am avut la Povești din Viitor. Da. Dar asta poate și pentru că noi nu știm textul, adică n-avem un text învățat și atunci... trebuie să fii super atent. Dacă nu ai un text clar, trebuie să fii atent și la ce zici tu și la ce zice colegul, să te raportezi la el, să... adică se întâmplă prea real lucrurile. Te ține prezent. Da, trebuie să fii prezent, că altfel n-ai cum să scapi cu spectacol de genul ăsta și nu prea poți păcăli. Când știi un text dinainte, hai că mai păcălești, dar așa când mai trebuie... o dai pe tehnic. Da, mai dai pe, dar când trebuie tu atunci pe loc să faci ceva. De asta mi se pare super greu improvizația, adică cred că nu toată lumea e făcută pentru improvizație. Și inclusiv la impro aveam emoții. Dacă am plinut de improvizație, da. Chiar dacă mă distram, mă simțeam ok, dar pur și simplu că nu știi ce se întâmplă, necunoscutul ăla pe mine mă agită un pic, așa. Da, adică e ok, necunoscut există mereu într-un spectacol, oricând poate se întâmple ceva, dar dacă e prea mult... Uh-huh. Parcă un adică pic, la spectacole știi, de să n-ai nimic. Totul e necunoscut și atunci e mai dubios. Dar cum a fost să lucrezi la un spectacol de genul ăsta? Cum e și... Bine, la întoarcere au text, de fapt, dar am înțeles că și acolo există o cantitate de improvizație foarte mare. Cum a fost să lucrezi? La Povești din Viitor nici măcar text nu aveți? La Povești din Viitor a fost pentru mine ciudat lucru, pentru că am început cumva după începerea războiului și eram într-o stare... foarte ciudată. Și atunci noi lucram la spectacolul ăsta fix cu ceea ce se întâmpla în prezent, cu stările pe care le aveam și am zis la un moment dat, după o săptămână, zic, băi, eu aș ieși, îmi face cumva prea rău, adică mă băga într-o zonă prea dark, prea... Totul era, zic, eu vreau să ies, să fiu optimism, ceva, nu totul e gri, urât, nu există viitor, totul e nașpa, dar am zis, hai că rămân, că e gașcă faină, adică eram... toți cei sub 35 de ani în teatru. Sau aproape toți. Și atunci am rămas pentru gașca asta. Mi-a plăcut cumva gașca, dar a fost ciudat lucru. Sigur, a fost interesant să lucrezi așa sub formă de... ce este atelier, cred, sau ceva de laborator, genul. Laborator, atelier, așa, și să... pe acolo. Zilnic să...
te raportezi la altceva, să te duci în altă zonă, să nu știi ce ai de făcut, să cauți, să tot cauți. Uh-huh. E o căutare mai mare decât atunci când ai un text, ai un personaj, autorul îți spune, vezi că personajul ăsta e așa, așa. Aici, pur și simplu, găsește-ți singur ceva, o zonă în care vrei tu să mergi. E interesantă libertatea asta pentru uh-huh. actor, dar cred că atunci când actorul are prea multă libertate, nu știe ce să facă cu ea. Da. Adică eu sunt încă la vârsta, probabil, la care am nevoie de cineva să mai zică un pic, că nu... Noi nu suntem școliți în sensul ăsta, da, din punct de vedere actoricesc, adică ești școlit pe varianta clasică, uh-huh. personaj, cum ajut la personaj, perioada de documentare pentru exact. El, știi? Dar e benefic să ai și o clar. Experiență de genul ăsta, sau de fapt mai multe, că dintr-una singură nu cred că înțelegi, nu știi ce să faci cu ea, m-a durut capul. Cel puțin o lună de zile când am repetat la Povești din Viitor și nu știam de unde vine, am încercat, beam mai multă apă, mănâncă, nu știu ce, fructe, legume, dar după premieră nu m-a mai durut capul, mi-a trecut. Deci cumva m-a apăsat tot pesimismul ăsta și tot, că da, e un spectacol în care pare că nu ai viitor, în viitor... Îți cam taie așa. Da, îți taie la anul, nu se întâmplă nimic. Era adevărul și perioada care ne făcea cumva pesimiști și speriați de viitor și vai, o să cadă o bombă pe noi din orice moment. Și a trecut un an și n-a căzut nimic. N-a căzut nimic și te și obișnuiești cu ideea asta, mi se pare că... Trăim normal, da, normal. Adică dincolo de luna aia de care a fost, în care toată lumea s-a stresat și era super ciudat, mie mi se părea că trebuie să-mi iau geanta să fug. Da, da, da. Acum trăim normal, dar situația e aceeași, dacă nu e poate chiar un pic mai rea. A, era și problema mea când lucram la Povești din Viitor. Noi lucram, făceam artă sau încercam să facem artă și eram, păi zi, dar de ce mai facem asta când oamenii, adică trebuie să fug imediat, ce ai, ești nebun? Și Adi era, nu, regizorul Adi era, nu, stați calm, că hai că trebuie să discutăm fix despre asta. Și eram, nu e despre asta, adică acum nu suntem noi importanți actorii. Da, era un, da, a fost un haos, dar haos în capul meu, nu înțelegeam de ce fac acum teatru când se întâmplă lucruri grave. Dar se pare că m-am bucurat cumva după ceva timp că e nevoie, fix în momentele astea, apropo de revin la cărți, da. Cum sunt cumva pasionată și citesc multe cărți din al doilea război mondial, sunt foarte multe cărți în care fix cumva cultura sau arta i-a ajutat să scape într-un fel sau altul. Salvează ceva. Da, da, da. Inclusiv la Auschwitz aveau mici momente de artă, spectacole, numai așa, ca să se mai simtă ei cumva. Și atunci cred că e interesant asta, să te gândești că și în momentele astea de război, de lumea mai încearcă să evadeze cumva din realitate prin artă. Mi se pare că arta nu s-a renunțat la artă niciodată, la diverse forme ale ei, într-adevăr, dar nu s-a renunțat niciodată, adică oamenii ajung cumva într-o situație dintre asta disperată, într-un punct în care au nevoie de asta și cumva se, cum zici tu, că se mai făceau spectacole, exact. Și oamenii erau rămâne niște situații... într-un fel sau altul. Da, da. Exact. Erau nici ce să te nu mai aveți, gândești tu la teatru, adică da, dar cumva aia le făcea bine. Ascundeau cărți numai ca să o citească un pic, deși n-aveau voie, da, erau... Că noi ne-am pus întrebarea, de exemplu, la Povești din Viitor, apropo de lucru, da, o să mai existe teatru peste nu știu câți ani? Că na, lumea evoluează, s-au mai tot schimbat. Poate că o să avem, nici nu o să mai existe actori, o să fie clone holograme. Sau ceva, holograme. Adică, da, eu tot la asta mă gândesc, mă sperie un pic de asta. Și pe noi ne-a speriat și atunci am zis, hai că dacă ne sperie asta, înseamnă că e de băgat în viitor, sigur. Dacă vede acum cineva care a fost la spectacol, o să zică, n-am văzut nicio hologramă, n-ați vorbit despre holograme. Păi depinde cumva de spectacol. Noi le-am folosit toate variantele astea de viitor în laboratorul nostru, dar nu le-am adăugat neapărat în spectacole. Și fiecare reprezentație este diferită de cealaltă. E diferită, da. Eu știu că povesteam cu cineva după spectacol, care văzuse spectacolul cu o reprezentație înainte și povesteam despre alt spectacol. A fost foarte ciudată chestia asta. Dar cumva fain, adică mi se pare interesant, mi se pare foarte provocator ca actor, exact cum zici și tu, și ca public. Deși nu știu de câte ori poți să tot vii la același spectacol să-l vezi diferit, nu cred. Nu știu. Dacă ne spuneți că veniți de mai multe ori, schimbăm tot timpul ca să vi se pare interesant. Să fie altceva. E altceva. Dar e pe lângă asta că nu avem text și e provocator și din perspectiva tehnicului. Noi ne ocupăm de tot ce se întâmplă în spectacol. Da. Lumini, sunet, totul e pe capetele noastre cumva și atunci și asta e
noutate pentru mine, să facem noi tot, să ne ocupăm de butoane. Eu care sunt cu online-ul, eu nu mă pricep la tehnică. Adică eu nici măcar nu știu, eu am pe cineva care mi editează video, da, sigur, da, da. Pentru Instagram le fac eu, dar cumva nu mă pricep la tehnică. Și atunci când am văzut că ni se dă un mixer, uite, 50.000 de butoane, ăsta face ăsta, eram ok, nu o să rețin. Dar se pare că ne descurcăm. Da, cumva memorezi și la asta. Trebuie să ne pricepem la de toate, că vezi că ziua de azi mi se pare că îi se cere actorului de toate. Cumva... Și e normal. E normal, nu zic cu negativism, e foarte normal. Nu pot să-mi cer chiar orice, că de zborat nu pot să zbor, știi? Dar mi-aș dori. M-am întrebat, eu fac tururi cu elevii prin teatru, știi? Uh-huh. Și m-a întrebat o fetiță că, păi dacă actorul trebuie să zboare, cum se face asta pe scenă? Zic că îl agați eventual de niște stângi, am zis și eu ce am mai văzut. Uh-huh. Și, deci nu se poate. Zic, nu. Nu se poate. Spui, cât de mic era, trebuia să spui că există un praf magic care te face să zbori și gata. Da, și pe urmă creștea și te dea seama că nu e așa și era dezamăgit. Da. Mai și mințim oamenii acum, trebuie să recunoaștem. Oricum mințim oamenii, că teatru e o minciună până la urmă. Într-un fel, da. Asta, tu ce părere ai despre asta? Că cred că seamănă foarte tare cu Povești din viitor, conceptul ăsta în care nu mai există personaj, știi? În care actorul se joacă pe sine. Eu am avut o mare problemă cu ideea asta. Cred că și mult timp cumva m-a enervat, adică am vrut, băi, dă-mi un scut ceva, adică nu vreau să fiu chiar eu Loredana care te înjură pe tine, da. Adică am nevoie de un pic de protecție. Dar se pare că sunt colegi tineri, în general, care nu au problema asta, dar mie mi s-a părut că totuși trebuie să delimităm chestia asta un pic. Chiar și la Povești din viitor am avut problema asta cu, bine, ok, dar nu sunt chiar eu Loredana care spune asta, adică, sigur, într-un fel, în subconștient, atunci când am pornit proiectul, aveai o teamă, bine, tot timpul e o teamă de viitor, dar vedeai un viitor mai întunecat, că așa era prezentul. Dar eu nu vedeam viitorul atât de negru, adică atât de n-o să fiu mulțumită de viața mea niciodată, adică încă mai am speranță, încă mai speram că totuși, băi, ceva? Sunt cândva cât de cât mulțumită sau e frumos viitorul sau, na. Și atunci, chiar dacă am mai jucat în spectacole în care inclusiv textul s-a pornit de la experiențe personale, facultate, a fost proiectul, voi nu cred că l-ați prins, la 74 cu ceva multimedia. Nu l-am prins, noi n-am mai prins deloc 74, prins, nu. Și la ăla cumva am făcut prima oară parte dintr-un proiect în care povestea am creat-o eu cu ce mi s-a întâmplat mie. Și m-am și certat cu Ovidiu Caiță, făceam. De atunci ne înțelegem bine, cumva m-am certat cu el, am zis, eu nu vreau să spun la lume o poveste reală despre mine, care implică cumva și alți oameni, sigur, nici nu sunt în orașul ăsta, n-ar fi văzut probabil spectacol niciodată, dar, nu știu, poate la un moment dat se auzea, dacă ajung vedetă și există filmarea aia. Și, da. Deci, până la urmă l-am făcut, am făcut peste asta, că na, am zis, băi, dacă mă deranjează cumva atât de tare și mi-e frică de asta, hai să o fac. Și în ultimul timp, să depășesc frigile astea. Și în ultimul timp m-am raportat mult la chestia asta. Nu știu, de exemplu, mi-a fost frică să prezint un eveniment. Da. Am avut așa, băi, nu mă simt confortabil, fix de aia am făcut-o, pentru că nu mă simțeam confortabil. Am zis, trebuie să o fac. Dacă nu... Să țiești practic din zona de confort, mi se pare că asta e esențial. Și cumva după aia mi-a plăcut proiectul ăla. Am mai avut după aia în facultate cu un examen cu Radu Nica, unde la fel am creat pornind de la noi și iarăși eram eu Loredana în capul meu, era zic, hai măcar să lăsați-mă să zic alt nume. Da, să nu zic că mă cheamă Loredana, să zic că mă cheamă Andreea, nu știu. Zic orice. Despre mine, dar să nu zic că sunt eu. Povestesc eu din viața mea, însă cândva n-aveam cum, pentru că în examenul ăla îl sunam inclusiv pe fostul meu prieten, lumea știa că e, adică... Îl sunai în examen? Da, vorbeam despre iubire, înșelat, tot felul de... Și el răspundea? Da, l-am sunat cu video și după aia l-am luat și pe actualul meu prieten, treci și tu aici să vedem. Wow. A fost foarte greu pentru mine și să fac chestia asta și ăla, dar cumva l-am făcut și nu mi-a părut rău, dar inclusiv acolo cu Radu Nica m-am certat fix pe chestia asta. Uh-huh. Nu vreau să fiu eu să vorbesc despre mine și din cearta aia de eu nu vreau să
am ales fix cele mai inconfortabile subiecte pentru mine. Adică aș fi putut și eu ca o fată deșteaptă să mă duc pe altceva. Pe, uite ce frumos era când eram mică la mama și nu știu. Și să sun pe mama. Și să sun pe mama, să vorbim ceva frumos sau na, alte subiecte, cum au făcut colegii mei care nu s-au raportat chiar atât de mult la ei. Eu efectiv mi-am luat, hai, toată lumea aici, toți foștii mei prieteni. Dar vezi asta, onestitatea omului, știi? Sunt unii care știu să se cumva să-și creeze masca asta a personajului. Știu ei să facă asta, pur și simplu, nu știu dacă conștient sau nu. Și suntem alții care, dacă adevărat mă duc eu să fiu până la capăt, eu. Am vrut cumva, am zis, băi, dacă tu mă bag în chestia asta, hai să fac ceva mai șocant, să între ghilimele șocant, adică ceva mai puternic. Pentru mine măcar, dacă nu pentru public. Dacă păi tu rămâi sigur cu amintirea. Da, zic, hai să nu fac așa la 50%, să încerc un pic mai mult, dacă tot mă enervează și nu vreau să fac. Cumva mie mi se pare că pornești poate în procesul de lucru de la tine, actorul, dar inevitabil cumva se creează o protecție. Devine un personaj care, da, pornește de la tine, dar devine un personaj. Da, mi se pare că nu putem să ne jucăm pe noi. Cred că nu, dar oricum, nu știu, un personaj pe care se numește Sasha, cum a jucat Ion Ivanov, de exemplu, o scenă super puternică cu un text care nu mă afecta neapărat pe mine. Da. Să zicem, nu se mai căsătoresc. Ivanov cu Sasha și o afectează pe ea foarte mult. Pe mine mă durea scena aia, dar nu pentru că am trăit eu prin asta, pentru că mă raportam la alte experiențe de ale mele și atunci cumva ești tot tu, adică tot eu plâng. Așa e. Știi? Adică tot mie încurgeau lacrimile alea că ceva s-a întâmplat, dar publicul nu știe ce în viața mea. Publicul vede povestea asta pe care vreau eu să ți-o spun. Cu textul altcuiva. Foarte interesantă e granița asta dintre personaj și actor, că până la urmă personajul nu există decât la nivel de scriere fără actor și actorul asta trebuie să facă, să interpreteze personajul și cumva mi se pare că, știi că e întrebarea asta, cum intri în pielea personajului. Dacă s-a uitat cineva la povești din viitor, vă arătăm și acolo cum se intră în pielea personajului. Vreau să spun o întrebare și dacă vrei răspuns, dacă nu, nu. Se câștigă bine din Instagram? Nu. În România nu. Inclusiv din YouTube. YouTube îți ia foarte mult. Nu știu exact sumele exacte. Că iarăși nu mă ocup eu de asta. Dar în România, Instagram... Nu, YouTube îți ia, cred că 60% din banii pe care îi faci pe reclame. Nu știu, adică foarte mult. Ție îți rămân super puțin. Depinde de vizualizări. Eu cred că ultima oară când am întrebat de pe YouTube, doar din reclame, făceam la 1000 și ceva de lei în România. În America, la aceleași vizualizări ca mine, aș fi făcut, n-ar fi fost 1000 de lei, ar fi fost 1000 de dolari, probabil, sau ceva de genul. Deci e o diferență foarte mare între... Nu știam diferența asta. Da, cumva, oricum, cei mai mulți bani în zona asta de online nu se fac din reclamele astea pe care le vedeți pe YouTube, se fac din colaborări cu... Cu diverse campanii. Da. Cu... librării, de exemplu, în cazul meu, cu parfumuri, creme, orice altceva. De fapt, de aici se fac bani. Ori pe Instagram, oricum, nu fac deloc bani. Adică nu monetizez, efectiv, nu știu, un reel, o poză și așa mai departe, doar colaborări cu diversi oameni. Că tot văd, știi, sunt foarte mulți oameni pe Instagram acum care promovează cumva faptul că poți să câștigi foarte mulți bani din Instagram și nu știu dacă să-i cred sau să nu-i cred, știi? Nu știu, dar dacă afli să-mi spui și mie cum. Îți trebuie. Să-mi trimis și mie că n-am descoperit. Pe ideea asta de branding personal, de... Sigur, aia da, dacă nu știu... Da, mi se pare complicat, oricum e greu. Nu e atât de simplu precum pare, băi, da, mă apuc de asta, o să-mi și meargă, o să și accepte oricine să colaboreze cu mine, o să mă și plătească cât vreau eu, o să... Na, nu e atât de... Dar tu, de exemplu, cum filtrezi colaborările astea? În primul rând, dacă se potrivesc cu conținutul meu. În al doilea rând, dacă mie îmi place produsul respectiv, că nu pot să minți oamenii, pentru că după aia nu-ți mai stau oamenii acolo. Adică am construit cumva o comunitate pe încredere. În primul rând, încrederea că au citit, de exemplu, ce le-am recomandat, le s-a părut ok și atunci nu pot să stric încrederea asta doar pentru o colaborare pe care e posibil să primesc 500 de lei, de exemplu. Da, și aia vine, trece, dar tu rămâi. Da. Am primit 500 de lei, dar mi-au plecat 500 de oameni. Nu merită raportul, așa să zic, între... banii ăia și oamenii, adică sunt mai importanți oamenii, să fie activi
contează și asta foarte mult și să-ți rămână acolo, dar nu să-ți rămână doar să ai un număr de urmăritori, că dacă nu se uită la ceea ce postezi tu, nu interacționează cu postările tale, da, e degeaba. Da, acolo pur și simplu, adică e clar, da, că e ceva nu le place. Mm-hmm. Am văzut că făceai la un moment dat întâlnirile astea la cafea, pe unde mergeai tu prin țară, făceai întâlnirile astea la cafea și mi s-a părut o idee foarte cool, mm-hmm, și foarte apropo de comunitate, știi, foarte aproape de, mm-hmm, de comunitate și am înțeles că și venea lumea. Da, uite, asta am zis ultima oară când am fost plecată că nu mai fac, pentru că e cumva greu, adică eu plec, mm-hmm, de obicei dacă plec într-un oraș, plec destul de spontan. Da, de pe o zi pe alta, dar na, e greu și cu programul de la teatru, trebuie să mă raportez când am liber, când pot. E greu și pentru ei, că eu îi anunț ziua aia, pot mâine de la, sau mâine sau astăzi, pot la ora 6 să ne întâlnim. Dar și asta am făcut-o eu cumva, pe lângă faptul că mi-am dorit să fiu mai aproape de oamenii care mă urmăresc și să mă cunoască cumva și în viața de zi cu zi, că mă gândesc eu că e posibil, deși încerc să fiu cât mai naturală și când fac un story. A durat și asta ceva timp, mă uit la storiile de acum 2 ani și mi se pare că, mamă, de ce vorbeai așa, Loredana, că nu erai la Oscaruri păi așa... sau la televizor. Și prima dată când urci pe scenă, știi, până devine un lucru firesc. Exact, un pic mai natural. Și am făcut-o cumva și pentru că eu nu sunt o fire foarte socială. Lumea are impresia despre mine că sunt, pentru că mă prefac într-un fel că... Așa pare, așa dar, se vede, da, știi? Da, da, dar eu nu mă descurc într-un loc cu oameni noi pe care nu cunosc să am o discuție, așa, bună, afară plouă. Și altceva nu știu să mai zic, adică, ok, dacă sunt din domeniul teatrului, felicitări, da, că am văzut spectacolul, în ce acolo mai acolo ai de unde să începi. Da, dar nu știu să nu mă descurc cu oameni noi pe care îi cunosc, mai ales că oamenii noi pe care i-am cunoscut în trecut și cu care m-am prietenit, la un moment dat mi-au zis, băi, nu mi-a plăcut deloc de tine. Pari la fel, revin la aia, rea. Mi-au zis persoane că le-a fost frică de mine pentru că mă uitam ciudat și acum le-am zis urmăritorul, dacă mă vedeți vreodată, nu știu, pe stradă sau în orice loc că stau așa, zic, aia mi-e fața, nu sunt rea, puteți să veniți să mă salutați sau orice. Nu mușc, e ok. Și am făcut-o cumva și ca să văd eu cât de naturală, cât de liberă, cât, mm-hmm, de bine pot să comunic cu oamenii care mă urmăresc și așa live. Dar mi se pare foarte ciudat faptul că e o mare diferență între a te întâlni și a comunica cu niște oameni care te urmăresc. Da. Adică oamenii ăia știu despre tine, cam tot. Că de multe ori zic, bună Loredana, fac cunoștință cu ei și sunt, da, știu, adică știu și ce vârstă ai, CNP imediat. Știu tot ce se expune, clar. Și asta așa, da, dar eu nu. Și atunci e ciudată raportarea asta. Dar e mai simplu să comunici cu oamenii care, în primul rând, avem un subiect în comun, cărțile. Clar, și atunci putem clar, să vorbim despre asta, în caz că nu știm despre ce să mai vorbim. În al doilea rând, sunt oameni care știi clar că te plac. Da, că altfel nu te-ar urmări și nu exact. S-ar întâlni cu tine. Așa mă întâlnesc, nu știu, după un spectacol cu colegii care au jucat în spectacolul ăla din alt teatru, de exemplu, stai așa, nu știu neapărat ce să aici vorbesc. Aici nu știu niciodată dacă te place cineva. Exact, sau nu știu foarte cum să... așa la... Nu știi ce ai voie să-i zici, ce nu, da. Așa, oamenii ăștia care te urmăresc, știi că ai voie să faci și glumele alea proaste cu ei, că ți-au da. Obișnuit deja cu tine, că așa ești tu. Ai avut parte de hate? Da, dar mai puțin decât mă așteptam. Uh-huh. Deși, cumva, primele dăți în care am început să primesc hate în online, m-au afectat într-un fel, adică puteam să primesc, nu știu, 10 complimente și un mesaj de hate, și eu l-am rămânea în cap. Da. Până mi-am dat seama că trebuie să le ignor. Sigur, nu e ușor să faci asta, să le ignori. Dar cea mai simplă metodă a mea a fost ori să nu răspund deloc, pentru că aveam impresia că fix aia căutau. Aha, mi-a răspuns. Da, 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 dacă da, ai răspuns ceva. Băi, îmi pare rău că ți se pare că vorbesc prostii sau habar n-am ce le răspunzi. Și pe urmă am trecut pe varianta, în caz că le răspund, trec pe o ironie de aia, că oricum îmi place să fiu ironică. De exemplu, chiar văzusem zilele trecute, am răspuns pe YouTube la ultimul vlog și printre, nu știu, 30 de mesaje de oameni care îmi și urau la mulți ani, că a fost ziua mea, vai ce bine că ne-ai mai făcut un vlog, în fine, oameni care își iau din timpul lor să-mi scrie ceva super drăguț. Și la un moment dat aveam un singur mesaj cu, da, eu citesc cărți inteligente, adică nu citesc așa porcării ca tine și am zis foarte bine, felicitări, nu toți suntem atât de deștepți ca tine, adică dacă tu citești cărți de alea, nu înseamnă că n-ai ce căuta neapărat pe canalul meu, eu nu m-am dat inteligentă, nici nu se vede dacă mă urmărești că nu citesc
cine știe ce. Mie mi se pare că citești de toate și asta m-a apreciat foarte mult la tine, că adică promovezi și încerci să descoperi și varianta de literatură mai ușoară, relaxantă și așa, și literatura clasică. Uh-huh. Da, adică... da, pe asta am vrut, adică eu chiar am pornit de la început, băi, eu citesc orice gen, dacă nu știți bine, dacă știți că nu vă, nu știu, nu vă place thriller-ul și fac un vlog despre, nu te uiți. Nu te uiți, exact, e clar. Adică... Na, și cumva lumea a înțeles, cei care mă urmăresc au înțeles, dar e foarte ciudat pentru că pe YouTube, de exemplu, când postez pe YouTube, eu un video care îți rămâne ani de zile. Da. Nu e ca la story. Da, da, dar se șterge, lumea s-a uitat și atunci trebuie să te raportezi la niște oameni care intră pentru prima oară pe video-ul ăla. S-ar dacă putea nu să fie al 50-lea video al tău, dar exact. Omul prima dată. Ei se uită prima oară și dacă tu, nu știu, că ziceam eu zilele trecute când am filmat, zic, băi, m-am săturat de intro-ul ăsta, e bună, sunt Loredana și după aia m-am zis, da, intră lume care nu știe cine ești, da, ce, și atunci trebuie să faci, să te cunoască cumva oamenii ăia. Și dacă intră cineva care nu te-a mai văzut până atunci și te vede, nu știu, într-un moment, că eu mai las și prostiile pe care le scoți și momentele mai amuzante cât de foarte cât, bine. Cu ce filmez eu. Și vede, de exemplu, un review, eu îi zic între ghilimele review, pentru că eu nu sunt critic și nu știu să fac review, eu pur și simplu povestesc cum mi s-a părut mie cartea aia. Cumva tot din perspectiva unui actor, mă raportez tot la emoții, stări, sentimente, atât clar. Când vorbesc despre o carte. De multe ori am zis, vedeți că nu e un review în adevăratul sens al cuvântului, fix ce zic și ție acum. Dar dacă am vloguri în care nu zic și cineva se uită fix la vlogul ăla, evident că la pucă un pic dracii. Dar ce spui tu acolo nu e relevant, nu e știu ce, și atunci sunt așa, ok, dar poți să te duci să cauți altul care îți vorbește mai elevat, cum vrei tu, mai pe stilul inteligent, tău. Mai cum îți dorești tu. Adică... Până la urmă nu te obligă nimeni să te uiți la nimic. E de asta un pic... Uneori eu nu înțeleg hate-ul. Adică... Sunt oameni frustrați, în primul rând, care trebuie să arunce hate-ul ăla undeva, cineva, undeva, și atunci, cumva i-am înțeles. Nu înțeleg de ce își rup din timpul ăla să stea să-mi scrie un mesaj mie sau altora când pot să fac altceva cu viața lor, doar că probabil că n-au ce să facă cu viața lor și atunci de aia fac asta. E mai amuzant așa. Îi se întâmplă ceva în viață, probabil. În sfârșit îi scriu ceva cuiva. Am văzut că, apropo de ce ziceai, știi, că lași și chestii mai apuzante și greșeli și așa, și știu foarte mulți actori cărora nu le place să se privească. Și sunt sunt foarte curioasă cum e la tine cu asta, să te uiți la tine. M-am obișnuit. Cred că datorită vlogurilor m-am obișnuit. Cumva acum oricum nu editez eu vlogul, dar îl verific și mă uit înainte să fie postat. Și mă uit câteodată la, adică tot timpul mă uit la tot, dar câteodată sunt, bă, da, e interesant, adică m-aș uita la mine. Da. Cumva. Iarăși am fost foarte modestă, dar na, cred că online nu face asta din oameni. A fost greu, inclusiv la audiobook, să îmi ascult vocea, inclusiv la vloguri, să mă văd. Sigur, acum uitându-mă la vlogurile mai vechi, încă o dată zic, sunt așa, doamne, Loredana, ce proastă erai. Nu că ai fi acum mult mai deșteaptă, dar mă gândesc, dacă mă uit peste, nu știu, când o să am 50 de ani și la vlogurile astea de acum, o să zic, ai de capul meu, ce scoteai pe gură. Dar m-a obișnuit să mă uit, adică cer să mă obișnuiesc cu mine, dacă... Până la urmă, dacă îi pun pe oamenii să uită la mine, trebuie să mă accept și exact, eu. Adică exact. Ei de ce să se uită dacă mie nu-mi place de mine? Sigur, nu-mi place chiar, nu-mi place de mine chiar tot timpul, dar încerc să mă accept așa cum sunt. Am noroc că, editând altcineva vlogurile, lasă pasaje diferite. De exemplu, eu n-aș lăsa unele glume care mi se pare mie, mamă, chiar am râs super urât, de exemplu. Am făcut glumă și am râs urât. Eu n-aș fi lăsat râsul ăla. Dar pentru că vede altcineva, din altă perspectivă, lasă, cred că a fost cumva mai benefic pentru mine că mi-a editat altcineva și atunci eu aș fi scos multe dintre prostiile mele de acolo, dar așa par mai cute, probabil, știi, din perspectiva cuiva. Mai autentică, știi, și cred că e foarte important, pentru că oricum lumea asta online e plină de măști și de aparențe, știi? Că, până la urmă, lumea nu vede doar ce vrei tu să vadă, nu vede. Deci, clar, sunt multe aparențe, dar cumva e foarte fain să vezi autentic, știi? Să mai vezi greșeli, să mai vezi bâlbe, să mai vezi râsul omului, așa cum râde el când râde, nu... Când se preface că râde, știi? Da, dar cu râsul ăla, de exemplu, am primit hate la un moment dat. Mi-a zis, dar de ce trebuie să râzi așa, ca o, nu mai știu cum e, la cum mi-a zis. Și fix de atunci, pentru că mi-a zis asta, am folosit mai mult râsul ăla, așa, nu mai de-a naibă.
na, dacă nu-ți place, îl mai băgăm. Nu-l ascult, da. Ca să fie. Dar da, e complicat. Cred că mi-e mai greu acum cumva să mă uit la spectacolele mele. Mm-hmm. Așa că e o perspectivă diferită. Da, e diferit pentru că așa, ok, la vlog te vezi pe tine. Băi, tu chiar asta ești, nu, chiar nu ai cum să joci un rol. Și vezi, te-ai obișnuit cu tine că așa ești tu. Dar la un rol vezi, mamă, dar ce fals am fost aici, mamă, dar ce prost am zis asta, mamă, știi, e mai diferit. Când te uiți la tine, mi se pare că ai tot timpul, știi, ai, în capul tău spectacolul l-ai perfect, știi? Ce trebuia să fac acolo, ce nu, să nu, și nici nu poți să faci nimic. E mai ciudat că tu crezi că transmiți ce trebuie și te uiți pe filmare și ești, nu transmit, nu, eu credeam că lumea chiar crede că sufăr, dar nu se vede, pare că, inclusiv cu regizorii, așa, bă, dar nu vezi că eu fix asta transmit, că plâng aici și ele nu, dar încearcă să faci mai nu știu cum și în capul meu fix asta fac, de ce îmi spune fix ce fac eu, știi, adică, na, e super dubios, dar după aia dacă te vezi pe filmare ești, ok, nu transmit de aia, mai încearcă. Avea dreptate. Avea dreptate, dar nu îi spune niciodată unui regizor care are dreptate. Dar mi-a zis tot așa, cred că mai zis asta la filmare trecută, nu mai știu, mi-a zis un băiețel, da, mi-a zis, deci regizorul e șeful aici, nu? Păi, într-un fel, da. Da. Mă rog, dacă e să o luăm pe noile curente, e creația colectivă, apropo de povești din viitor. Da, acolo e creația colectivă, da. Vreau să-ți pun o întrebare și asta, pe asta cred că nu am pus-o și cumva mă pasionează foarte tare chestia asta. Ce-ți trece prin cap când primești o indicație nasoală? Multe înjurături, probabil. Și că toate mi se vede pe față. Da. Uite, la răspunsul ăsta nu mă așteptam. Dar cred că toți avem cumva. Dar știi, lumea de obicei zice că sunt un actor prost, că nu știu ce, nu știu ce, dar nu. Nu, în primul rând, eu sunt o fire foarte impulsivă. Am lucrat cu mine foarte mult timp să nu mai fiu impulsivă, pentru că de prin facultate, când mai lucram cu regizori sau cu studenți regizori, mă certam cu toată lumea care lucram. Adică atât de impulsivă eram, cât lasă-mă o dată în pace, ce tot îmi spui tu și mie ce să fac? Plecai? Nu neapărat, doar țipam, că na, fiind din sud, îmi place să țip mult și să mă cer cu oamenii și în Ardeal nu prea am cu cine. Și mai prindeam și eu regizor și hai să mă cer cu regizorică. Și se certau cu tine înapoi? Nu neapărat. Aia e problema în Ardeal, că nu se ceartă lumea cu tine înapoi. Eu n-am îndrăznit. Nu. Niciodată cred că nu m-am certat cu nimeni așa, adică eu sunt genul care, nu știu, pleacă, plânge la baie sau plânge acasă sau există doi oameni pe care nu i-am mai suportat, dar nu o să spun cine sunt. Și de aia sunt curioasă, știi, dacă se certau cu tine sau... Nu prea, adică nu au început să strige neapărat, dar își spuneau punctul de vedere. Dar să știi că, în general, persoanele cu care m-am mai certat la lucru au fost persoanele cu care am rămas prietene și cu care m-am înțeles dacă super bine. Dacă ziceai de Ovidiu. Da. E ce una tare. Dintre persoane. Și cumva sunt mulți care au apreciat fix chestia asta, că băi, ți-ai spus punctul de vedere, ok, da. Ți l-ai spus țipând, dar măcar... Dar acum l-ai spus, știi? Da, măcar l-ai spus, inclusiv cu colegi. Am avut asta de, cumva au avut șoc la un moment dat că le-am spus prea pe față, inclusiv Steliana și lucram la Vila și nu ne cunoșteam foarte mult, am început să-i zic o chestie și după aia cred că a fost afectată, dar la un moment dat a venit și a zis, băi, să știi că am apreciat că ai fost rea, între ghilimele, și mi-ai spus chestia aia. Dar acum încerc să mă abțin, nu mă abțin neapărat, încerc să mă abțin să nu mai fiu atât de impulsivă, să le spun urât. Să le spun măcar cât de cât mai frumos. Nu mi iese neapărat tot timpul, dar... Cumva, știi, zicându-le frumos, salvezi poate momentele alea, timpul la care se pierde certându-te sau așa, știi? Și omul altfel interpretează. Dar, până la urmă, tot aia spui, doar că... Na. Problema e că încerc eu să fac asta nu pentru că sunt eu generoasă cu alții, sunt generoasă cu mine. Eu mă simt foarte prost, de fapt, după o ceartă, deci zic eu că îmi place... nu știu, zile întregi, pe lângă faptul că în prima zi sunt mama și tot să-i mai spun și aia și aia și aia și nu le-am zis, după aia mă simt super prost și mă simt așa vinovată cu ceva, chiar dacă am avut dreptate mă simt vinovată, zic, băi, dar nu trebuia să... Acum nu mai îmi plac de ceva timp, nu mai îmi place să... atmosfera asta pe care și îmi rămâne cumva în mine, în suflet, atmosfera unei cerți, nu știu, ce? Da, există cuvântul ăsta? Cert? Cert, nu există, dar s-a înțeles ce am să zic. După o ceartă. Unei discuții mai aprinse, da, după hai să-i spunem exact. Așa. Mie îmi rămâne cumva o stare super nașpa și mai ales când știu că trebuie să mă mai întâlnesc cu omul ăla,
mă simt awkward, așa, sunt, ne întâlnim și sunt... Ok, ne-am împăcat, dar nu ne-am împăcat, dar suntem ok, adică, na, e ciudat, nu mă simt confortabil. Și atunci prefer să te scutești de momentele astea. Da. Și cumva, cred că e mai sănătos și pentru tine, în primul rând, știi, și pentru mediu, că, până la urmă... Deși dintr-o ceartă, dintr-o asta poate să iasă niște chestii foarte faine. Oh, da. Dar trebuie să știi cu cine. Nu neapărat cu cine îți permiți, dar cu cine nu o să-ți rămână supărat pe tine toată viața și o să, nu știu, o să înțeleagă că ai făcut aia din răutate. Nu. Ai făcut-o pentru că îți dorești să iasă ceva bine, dacă e la lucru. Înseamnă că ești genul de actor care își pune multe întrebări. Știi, sunt actori care fac ce li se spune și punct, care nu chestionează absolut deloc. Eu sunt așa. Și sunt alții care pun întrebări, știi? Măi, dacă chestia asta nu are logică, nu sau prea. Nu prea încerc să-mi găsesc eu logica mea, adică mă lupt cu mine, nu știu, dacă așa mi-a zis și așa e, hai că-mi găsesc eu cumva o motivație, hai că-mi găsesc, nu îmi pun neapărat atâtea întrebări, sigur dacă e ceva atât de flagrant care nu simt chiar deloc, dar în general mi se pare că sunt cu toate astea, acum că am trecut de 30, sunt cumva o actriță destul de docilă și nu doresc neapărat, dar sunt docilă. Păi, dacă așa spune regizorul, lucrez cu mine să-mi iasă chestia aia pe care mi-a zis-o el. Că poate, cred că vine iarăși din, așa am fost învățați și din puțină experiență, că încă nu am atât de multă, în care mă gândesc, băi, dar cred că vede el mai bine cumva din exterior ce vede sau e viziunea lui asupra spectacolului și atunci hai să intru și eu cumva în ea. Dar nu știu dacă e neapărat ok sau greșit. În același timp, și dacă ne-am certat cu fiecare regizor, dar nu-mi place cum vezi tu spectacolul, nu ar fi nu mai joci nici un spectacol. De ce am mai chemat un regizor? Să, nu știu, da, așa e. N-am. Așa e, până la urmă. Omul are perspectiva generală și trebuie cumva să ai încredere în el dacă el are în tine, știi? Uite, aia e. Depinde mult de cât încredere am în omul ăla. Dacă am încredere, nu prea îl chestionez și nu prea îmi pun întrebări și de obicei, dacă am încredere în omul ăla, lucrăm bine și cumva îmi spune fix ce simt și eu despre personajul respectiv și atunci nu mai avem conflicte. Sigur, dacă nu am încredere în omul respectiv, înseamnă că nici nu... mă atașez atât de mult de spectacol, nu lucrăm foarte bine împreună, atunci nu neapărat că nu mă interesează, că până la urmă eu apar pe scenă și mă interesează cum apar pe scenă, dar mi se pare că nu am cu cine și atunci nu mai stresez, nu mai fac eu viața rea să încercând ești profi să... și... Da, facem cum zici tu, ok. Eu cred că e prost cum zici tu, da, modificăm facem cum noi zici după tu. Ce pleci. Sau, exact, sau modificăm mai noi după și ce asta. Pleci, da. Și cumva e normal, până la urmă... Spectacolul le rămâne actorilor și se modifică, cred că și să nu vrei să-l modifici, cumva involuntar se întâmplă tot felul de lucruri, tu ești altul de la o zi la alta, deci se schimbă. Exact. Se schimbă. Bine, Lore, îți mulțumesc foarte, foarte mult pentru această discuție, mi-a făcut mare plăcere și îmi place că am vorbit și despre multe alte lucruri în afară de teatru. Eu, de fapt, sunt mai bună, între ghilimele, pe vorbit despre altceva în afară de teatru. Mi-am dat seama când mă invită cineva undeva să vorbim despre teatru, stă așa, dar nu știu ce să vorbesc. Nu mai bine vorbim despre online, despre cărți, despre că acolo am mai multă experiență, m-au chemat mai mulți oameni sau am făcut live-uri sau am, știu, cumva... Și cumva e altfel, că despre teatru se vorbește foarte mult, mai ales în mediul nostru și mie mi se pare acum, după asta e a treia, patra lună, ceva de genul, cât de mult poți să tot... Adică poți să nu mă înțeleagă lumea greșit, poți să vorbești foarte mult despre teatru, dar... Da, poți să vorbești foarte mult, dar eu nu mă simt neapărat confortabil. Adică confortabil, sigur, mă simt confortabil să vorbesc despre experiențele prin care trec eu, spectacolele mele și mai departe, dar... nu știu, să-ți dai cu o părere despre cum e mai bine regizorul sau așa sau așa, o să-ți sară mulți în cap și atunci nu vrei. Prefer să-mi vorbesc despre cărțile mele unde eu am dreptate tot timpul. Îți e mai mult hate, cred că, vorbind despre teatru. Cred că da, vorbind că da, despre poate online, că, apropo de hate. Nu știu. Nu, adică pare că e un mediu prietenos, dar în același timp nu poți să spui chiar orice, că o să-ți sară câțiva. Nu super regizorii, super actorii, dacă nu super actorii, cineva super se supără mereu, dacă asta nu e adevărat. Exact, super și cine se supără acum. Și tot așa, și pe cineva super și atunci mai bine... Nu zici, eu oricum în vlogurile mele am avut dăți în care am zis că iar vorbesc ca o actriță, ca actorii, vorbesc totul despre ei, eu. Și atunci, măcar în vlogurile mele vorbesc despre cărți, nu despre mine. Am și o șansă să nu mai vorbesc despre mine. Cum e pentru tine? Lasă-mă pe mine, hai să vedem cum e. Cum e pentru carte. Da, cum e în carte.
Mulțumesc mult. Da, și eu. Hai că vorbesc mult, că stolteam. Foarte bine. Noi nu ne plac oamenii care vorbesc mult. Vă așteptăm pe canalul nostru de YouTube, pe site, pe Facebook, pe Instagram, să dați acolo subscribe, poate și un share și, bineînțeles, like. Like, share and subscribe. Exact. Ai văzut aia cu nu îmi plac oamenii care să... care tot zic dați subscribe. Dacă vă place ce zic, eu dați subscribe la chestia asta. Exact cum spune Loredana, dacă vă place, dacă v-a plăcut discuția noastră, dați subscribe.